În memoriile sale, talentatul inovator Ioan Caliniuc Crelevă, Institutul de Fizică Aplicată și subdiviziunea lui, biroul specializat de construcții în electronica corpului solid, transformat ulterior în Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologie, Ghițu, unde activez și până astăzi, este unicul meu loc de muncă în toți cei peste 40 de ani de activitate. Mai mulți ani am colaborat cu Marle fizician, inventator al laserului, laureat al premiului Nobel, Alexandr Mihailovici Prohorov, cu care împreună cu alți cercetători am avut fericită o ocazie să publicăm și lucrări comune. Tot în acea perioadă a început și colaborare extrem de interesantă cu instituțiile din Moscova și Leningrad, care constituiau baza de cercetare și proiectare pentru cosmonautica sovietică. Mai apoi, profitând de o anumită experiență în proiectarea aparatajului pentru biologie și medicină, le-am propus specialiștilor de la instituțiile respective elaborarea unei metodice a aparatajului pentru a efectuarea diagnosticării rapide a stării psihofiziologice a cosmonautului înainte de start. Tema a fost acceptată și ulterior finanțată cu prioritate. În câț, câțiva ani, datorită acestor lucrări, instituția noastră a fost dotată cu cel mai modern utilaj de proiectare, aparate de măsură și control între anii 1988-1990. Împreună cu savanții de la Institutul de Medicină numărul 2 din Moscova, a fost elaborată o metodică originală pentru expres diagnosticarea stării psihofiziologice a cosmonautului și a fost proiectat și construit aparatajul respectiv. În acei ani, am făcut cunoștință cu mulți oameni erudiți din domeniul cosmonauticii, savanți, ingineri cosmonauti. În anul 1991 a fost înființată Academia de Cosmonautică Țolkovski, cu sediul în orașul Korolev, unde activează principalele instituții din domeniu, precum și Centrul de Dirijare a Zborurilor Cosmice. Prin anii 1993-1994, împreună cu regretatul director al instituției noastre, Tudor Donica, am reluat colaborarea cu instituțiile respective din Federația Rusă, inclusiv cu Academia de Cosmonautică Țolkovski. Tot în acea perioadă, datorită căterii cortinei de fier, am început să colaborăm cu mai multe instituții științifice din România: Agenția Spațială Română Rosa, Universitatea din Oradea, Universitatea din Iași, cu diferite instituții ale Academiei Române. În 1998, am fost ales membru al Academiei de cosmonautică Tsiolkovsky, condusă pe atunci de renumitul savant Utkin Vladimir Feodorovici, constructorul principal al rachetelor SS-19 și SS-20. Care în Occident sunt numite Satana, și care la momentul lor erau considerate cele mai performante rachete din lume. Localitatea Korolev, de lângă Moscova, o podabă arhitecturală contemporană, găzduia un eveniment cu adevărat astral. Sala de festivități de la Rosa Via Cosmos devenise neîncăpătoare și încărcat de, încărcată de solemnitate. Aici se adunase elita făuritorilor tehnici cosmice, navigatori din spațiul interplanetar. Printre faimoase persoane din Federația Rusă se aflau și oaspeți cu reputație legendară de peste hotare. Renumitul savant Vladimir Senkevich, prezidentul Academiei de Cosmonautică Tsiolkovski, făcut bilanțul unui an de muncă rodnică, apoi trase linia sub discursul său. Iar acum, onorată asistență, țin să vă prezint un cercetător ingenios din Republica Moldova, membru al prezidiumului Academiei de Cosmonautică, prin contribuția căruia am fondat două centre de cercetări, la Chișinău și pe lângă Universitatea Română din Oradea. E vorba de colegul nostru moldovean, Ioan Caliniuc. Academicianul aruncă privirea în primele rânduri ale sălii, unde gaz gazele așezau de obicei oaspeții sosiți din depărtare și îl rugă pe cetățeanul nostru să se ridice în picioare ca să-l vadă toată lumea. Inginerul inovator, un bărbat înalt, smolit, bine făcut, se întoarse cu fața spre publicul prezent și pentru o clipă rămase copleșit. Majoritatea celor din sală, vreo 450 de persoane, purtau la piept steluțe. Chiar câte două, trei, de erou al URSS și erou al muncii socialiste sau medalii de laureați ale celor mai prestigioase premii și distincții de stat. Moldoveanul se închină respectuos și se așează modest în fotoliu urmat de aplauze. Pe acest peisaj, spectaculos de decorații, distincțiile lui de inovator emerit păreau foarte modeste. Cu de emoții nu venea să creadă unde se află. În timpul pauzei, cosmonautul român Dumitru Prunariu, avansat la Moscova în rang de ambasador, se apropie de consângeanul său basarabian și îl cuprinse ca pe un frate. Îmi face o mare și deosebită plăcere să te văd aici. La 11 aprilie 2011, cu ocazia jubileului de 50 de ani de la zborul lui Iurie Gagarin în Cosmos, Universitatea Tehnică din Moldova organizase o conferință internațională, la care Ioan Kaliniuc s-a întâlnit pentru prima dată cu luceafărul științei astrale Eugeniu Grebenicov, basarabian din Slobozia Mare în septembrie același an, academicianul Ioan Calniuc s-a revăzut cu cosmonautul român Dumitru Prunariu, venit la Politehnica din Chișinău, la un simpozion internațional în problemele microelectronicii. La 12 aprilie 2012, Ioan Caliniuc s-a revăzit din nou la Chișinău cu academicianul Eugen Grebenicov și cosmonautul Dumitru Prunariu. În acea zi, Senatul Universității Tehnice le-a conferit titlul Doctor Honoris Causa la trei eroi astrali invitați la Chișinău. Cosmonauții Vladimir Dejurov, Rusia, Dumitru Prunariu, România și Frac Lee Culberston, SUA. Ei au vizitat Centrul Național de Tehnologii Spațiale a UTM, unde li s-a demonstrat viitorul satelit Republica Moldova, preconizat pentru a fi lansat în cosmos cu o rachetă franceză. La 4 octombrie 2001, prezidentul Academiei de Cosmonautică a Federației Rusie, Senkevich, după ce vizitase Oradea, îi conferise inovatorului moldovean ultima sa operă, Cosmonatfica, sistemului analiz, informația, prognozul cu următorul autograf scumpului meu prieten și coleg pe drumurile pământești și cele cosmice, lui Ivan Ivanovici Kalniuk, cu cele mai frumoase și mai alese sentimente de la autor. Nu mult după aceea, Ioan Kalniuk și Dumitru Prunariu, împreună cu un numeros cortegiu de savanți și cosmonauți, Prieteni din toată fosta URSS au petrecut pe patriarhul Academiei Tolkovski în eternitatea astrală, rămânând să moștenească de la o mulțime de fotografii și pelicule documentare, mărturii ale unei sincere și durabile prietenii bărbătești. Mai târziu, inginerul poet Ioan Calniuc, legat nou de prietenie cu scriitorul bucureștean Adrian Păunescu, născut la 20 iulie 1943 în satul Basarabian Copăceni, din preajma sângereilor.